Pentru prima dată în istoria locului, oamenii din Dâlgea, un cătun aflat la mică distanță de Petroșan, dar undeva înspre zona muntoasă, are asfalt. Sunt primii kilometri ce acum au un covor asfaltic, așa cum nu a existat niciodată, pentru că acest drum era doar pavat cu piatră. La fiecare ploaie aceasta era măturată, iar drumul redevenea impracticabil. Am ajuns în situația în care turnăm covor asfaltic. Dacă vremea ne permite, probabil că încă 3 săptămâni suntem în posibilitatea de a turna covor asfaltic, astfel încât să putem să intrăm în iarnă cu o porțiune cât mai mare de drum asfaltată. E un proiect pe PNDL, așa cum am promis și anul trecut, lucrările continuă aici. În paralel cu turnarea covorului asfaltic, se mai fac amenajări și regularizări de cursuri de apă. Artera din acest cătun este de aproximativ 5,2 km și întreaga lucrare va costa aproximativ 6 milioane de lei. În acest loc există peste 170 de case, unde locuiesc oameni care au avut mereu dificultăți să ajungă în oraș, ori să cheme salvarea sau pompierii la ei. Drumul care se asfaltează acum face legătura și cu orașul Aninoasa și investițiile presupun devieri prin rigole de scurgere a albiilor apelor ce se formează de pe versanți. Au început lucrările de asfaltare a șoselei de centură din orașul Petrila, iar acest obiectiv este ultimul bifat de firma care a închis perimetrul unității miniere cu același nume. Drumarii deja au făcut o bună parte din acest drum, care până acum a fost unul tehnologic, iar administrația locală speră să descongestioneze traficul odată cu darea lui în folosință. Cred că s-au turnat primele sute de metri sau chiar un kilometru din drumul de centură. Ce să vă spun decât că e un obiectiv realizat atât pentru noi cât și pentru societatea din Chidermine, pentru că lucrările la drumul de centură s-au cerut, cred că de aproximativ 2 sau 3 ani de zile. Într-un final s-a reușit obținerea finanțării, toate avizele și se lucrează efectiv. La intrarea în oraș dinspre Petroșan, drumul va fi deviat pe un pod rutier ce urmează să fie construit în paralel cu cel al CFR. Suntem în discuție cu cei de la Petroșani, am discutat cu primarul și vom avea un acord sau vom primi încomodat, pentru că zona în care vrem să construim podul de peste Jiu este pe oate Petroșani. Am discutat cu dumnealor și o să ne dea încomodat o suprafață de vreo 4.000 de metri pătrați, unde noi ne-am și prins în buget bani să facem un proiect pentru a construi podul de peste Jiu. Mai mult, ca să scape de gropile ce mereu se cască pe drumul de la intrare, dar care aparține de Petroșani, administrația din estul Văijiului a cerut preluarea acestuia. Am vorbit cu primarul Iacob Riții și vis-a-vis de drumul de acces de la calea ferată sau de la intrarea în orașul Petrila până în drumul național, în Dărănești, ca să ne-l dea în administrație, să ne ocupăm noi de el, ca să nu mai fie discuții, pentru că, știți, și noastră pe acel drum se face accesul în orașul Petrila, ei au un interes mai puțin, au doar un grup de câteva case, interesul nostru al orașului Petrila este mult mai mare. Și am căzut de acord și în perioada următoare o să facă toate demersurile ca să-l preluăm. Potrivit celor de la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului, valoarea lucrărilor este de 1,9 milioane de lei. Asta înseamnă pentru ei și asfaltarea drumului de centură și realizarea gardului împrejmuitor, iar termenul final de execuție este 30 noiembrie 2018. A fost nevoie de o nouă golire a barajului de la Valea de Pești, iar acest fapt i-a făcut pe cei de la APASERV să facă alimentarea cu apa populației din alte două surse de apă. Asta a însemnat că a fost nevoie de o tratare a apei în alte condiții. Însă responsabilii sistemului spun că oamenii nu au simțit deloc nici în calitatea apei, nici în programul de furnizare. Toată vara, având în vedere că nu ne-am putut alimenta din el, ne-am alimentat din sursele Lazăru și Buta, care sunt pârâuri, care sunt foarte afectate de ploile torențiale, dar încă o dată și-a dovedit eficiența instalațiile noi din stație, adică acel decantor lamelar care pentru noi face minuni și face și pentru toată partea de vest a Văijiului. Dacă n-am fi avut acele echipamente noi,
care sunt în funcțiune deja de aproape 4 ani, ajungeam ca acum 20 de ani, ca pe partea de vest avem câte 4 ore de apă, 2 ore dimineața, 2 ore seara. Lucrările la baraj au fost finalizate și acum este principala sursă de alimentare cu apa populației din vestul Văijiului. În momentul de față vă pot spune că apa este numai din baraj, deci am scăpat de o grijă, dar pe de altă parte a fost altă grijă. Apa în baraj, nefiind o apă care a circulat, a fost o apă staționară, aproape o lună de zile ea a staționat. Au fost unele probleme vis-a-vis de tratarea apei, chiar dacă era curat așa, dar a crescut puțin substanțele organice, dar cu toate treptele de tratare la populație n-am avut nicio creștere de niciunui parametru, nici fizico-chimic, nici microbiologic. În luna mai 2018, specialiștii sistemului hidrotehnic au spus că este nevoie de noi intervenții la vanele de la barajul de la Valea de Pești și timp de 4 luni acesta a fost golit și au avut loc intervenții la una dintre vane. Barajul a mai fost golit începând cu data de 21 august 2015, pentru că aici s-au schimbat două vane vechi de acum 40 de ani. De fapt, de la darea în folosință a acestei acumulări uriașe de apă, nu s-a mai făcut nicio reparație la sistem până în 2015. Cei mai buni arcași din țara noastră sunt la finele acestei săptămâni la Aninoasa. Acolo se desfășoară campionatul național de tir cu arcul, iar duminică, la final, vom ști cine sunt cei calificați pentru concursurile europene. Este campionatul național de seniori și juniori, cea mai importantă competiție națională din acest an și vreau să spun că este o prezență numeroasă. Cred că este și record de participare. Cât? 120 de sportivi din aproximativ 30 de cluburi. În urma acestui concurs se formează, așa cum a afirmat antrenorul arcașilor de la Aninoasa, loturile naționale pentru competiția din 2019. Printre favoriți este și o fetiță timidă care locuiește aici, în Valea Jiului, și care acum chiar se întrece la o categorie pentru care e mai mică cu 3 ani. E un concurs foarte important, e campionatul național de juniori și seniori și chit că nu e categoria mea de vârstă, chiar mi-am propus să câștig sau cel puțin să ies pe podium. Ești mai mică decât cei cu care concurezi. Da, da. Peste 3 ani ar trebui să ajung la categoria aceasta. Și cum, e mai greu, mai complicat? E mai greu fiind distanță mai mare, 70 de metri în loc de 60, dar mă descurc. Tirul cu arcul a devenit un sport extrem de bine reprezentat de România la nivel internațional, iar calificările de acum reprezintă cel mai important pas pentru arcașii care spun că deja se pregătesc pentru Tokyo ori Paris, unde în 2024 va fi Olimpiada. Debutul pe o scenă adevărată cu actori profesioniști al lui Ion Barbu ca regizor se face la finele acestei săptămâni cu piesa non-verbală inspirată din scrierile lui Ion de Sârbu, cel care dă și numele teatrului. În acest an, instituția de cultură a împlinit 70 de ani, iar această piesă, fără cuvinte, va fi cea care va marca un nou început pentru teatru. E o premieră absolută pentru teatru de aici și în general, cred că pentru teatru în general, un experiment teatral, adică vom juca cu lacătul pe gură. Timpurile o cer. Ion Barbu recunoaște că a fost ușor să inspire pe actorii de la Petroșani, iar la premieră speră să fie prezenți cât mai mulți spectatori. A fost foarte plăcut pentru că le-am dat totală libertate de mișcare și aș putea spune că în proporție covârșitoare spectacolul e al lor, nu e al meu.
Ion Barbu spune că a deschis noua stagiune cu această piesă tocmai pentru că anul viitor sunt 100 de ani de la nașterea lui Gali Sârbu și acesta este un omagiu adus omului care a locuit în colonia Petrila.